Ștefania Stănilă și Andrei Crișan au părăsit insula de la Survivor România. Surpriză totală la ProTV. Ștefania Stănilă și Andrei Crișan au părăsit insula de la Survivor România. Nu singuri, ci alături de Carmen Grebenișan și Dan Ursa. Ce s-a întâmplat de-au fost nevoiți să se despartă de colegii lor din Trip? Ei bine, totul se datorează Stefaniei Stănilă, cea care a câștigat proba pentru recompensă în ediția difuzată luni, 1 mai, de ProTV. Înrucât a devenit cea mai bună concurentă pe traseu, după instituirea unor reguli noi, concurenții primind mai multe vieți, ca în jocurile pe calculator, Ștefania a avut ocazia să ia cu ea alte trei persoane în excursia câștigată pe insula sauna. Fosta gimnastă nu a stat mult pe gânduri, iar primul nume pe care l-a rostit când Daniel Pavel i-a zis că are ocazia să petreacă niște ore de neuitat la un resort de lux a fost cel al prietenei sale, Carmen Grebenișan. Având în vedere că s-a apropiat destul de mult în ultima perioadă și de Andrei Crișan, aceasta a fost a doua sa opțiune. Ștefania l-a mai numit și pe Dan Ursa, în semn de apreciere față de performanțele sale sportive de la Survivor. Ștefania și Andrei, excursie într-un resort de lux alături de Carmen și Danursa. Cei patru concurenți au părăsit, așadar, vreme de câteva ore, insula pe care locuiesc la Survivor România pentru un loc de fițe. Mai mult de atât, concurenții au înoptat în hotel. Bucurându-se de confortul de a dormi ca toți oamenii, pe pat, după luni în care s-au chinuit în baraca improvizată în junglă. Plecarea celor două fete de pe insulă a fost comentată de rivalele lor. Andreea Moromete nu s-a putut abține și a spus că nu le mai suportă deloc pe Ștefania Stănilă și Carmen Grebenișan. Și Alexandra Porcolap s-a simțit eliberată atunci când fetele și cei doi băieți s-au dus către elicopterul cu care au fost transportați pe insula Sauna. Andreea Moromete nu le mai suportă pe Carmen și Ștefania, te văd că ești falsă. Nu le mai suport, să le văd și să le aud. Mă bucur că am scăpat de fetele astea am ajuns în punctul în care chiar nu le mai suport. Nu vreau să le trag de mânecă, să le spun, te văd că ești falsă. Le ajut dacă fac chestia asta, a spus Andreea Moromete în ediția din 1 mai, la proteve. În elicopter, Carmen Grebenișan a avut emoții uriașe, căci tânăra influencerit are rău de înălțime. A stat pe tot parcursul zborului între Dan Ursa și Ștefania Stănilă, aceștia încercând să-i dea la o parte emoțiile, ținând-o de mână. Carmen Grebenișan îi acuză, la rândul ei, pe războinici de falsitate. Este o mega tensiune. Tensiunile sunt tot mai mari pe măsură ce participanții se împuținează. Carmen Grebenișan a observat că războinicii încearcă să ascundă neînțelegerile dintre ei. Poate pentru a da bine pe micile ecrane. Eu așa ceva acasă nu pățesc. Să stau în aceeași casă cu un om și să nu vorbesc deja de câteva zile. Eu nu zic că eu îmi fac treaba. Dar mai deschid câte un subiect, chit că nu e legat de joc, de mâncărurile de acasă. Se continuă un pic discuția pe tema asta și după aia se oprește. Oamenii ăștia nu știu cum stau în tensiunile astea și după aia le bagă sub preș. Eu nu înțeleg cum poți să zici că nu există nicio tensiune, pentru că o văd. Dacă lumea de acasă nu o vede, o zic eu. Este, este o mega tensiune, n cum să nu o vezi, a spus Carmen în ediția din 1 mai.